Salutare, dragii mei, și bine ați revenit la un nou video, la o nouă analiză pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică SUA. Astăzi voi continua cu alte patru companii. M-am gândit să updatez ultimele sau cea mai rămas dintre cele neanalizate, astfel încât cumva să fim la zi cu toate companiile. Și am rămas undeva pe aici. Asta trebuie să facem. Am făcut Nvidia, Apple, Amazon, Google, ASML în ultimele zile. Tesla, NIO, Medla, mă rog, ce mai avem noi pe aici, Dell. Și a rămas să facem AFMR, Didi, SKLZ și Facebook. Și restul văd că le-am făcut, nu știu, Netflix-ul, dacă acum 4 săptămâni vom ajunge la Netflix, ARVL, Microsoft, o face tura viitoare și cumva suntem la zi cu toate aceste analize, toate aceste companii care le-am analizat, suntem la zi. Bun. Haideți să mergem la AFRM. Înainte de asta, observăm că, da, totuși eu nu înțeleg de ce nu mă actualizează și aici. N-aș vrea să muncesc de două ori, așa că o să mergem pe SP500. Opa, SP500 cu S500. Da, să mergem pe graficul de 4 ore. N-am văzut că am și SP500, doar US500. Graficul pe indicele american arată ceva de acest gen. Este posibil să mă fi dacă America văd că coboară, mă aștept să mutăm aceste subvaluri, să creăm un nou scenariu. În mod normal, am spus că prețul, pardon, că America va crește, indicele american va crește pe măsură ce ea va sparge această linie superioară a acestui canal. Nu-mi place cum stă această linie. O secundă, că am dus-o la cer. Teoretic ar trebui să o duc la cer, uite așa să o punem. Mergem pe graficul de H4, parcă mai frumos acum. Deocamdată suntem în interiorul canalului și totul este posibil până nu va începe să spargă și să crească. Mă aștept probabil la noi coborâri și dacă prețul va coborâ, suntem în acest scenariu. Posibil să coborâm spre valul 5 undeva în această zonă și de-abia de aici prețul să înceapă să crească. Deocamdată nu avem nicio confirmare de niciun fel. După cum vedeți, prețul din 12 mai cumva stă pe loc. Nici nu crește, nici nu sparge, nici nu coboară. Așa că deocamdată vă sfătuiesc să fiți prudenți cu investițiile pe indicele american și pe celelalte companii. Stați o secundă să pun culoarea verde. Da, avem aceste două variante, atât timp cât prețul se află în acest canal, eu cel puțin nu voi face nimic, doar eu speculez pe 5-15 minute indicele american și intru cu loturi mai multe și se poate câștiga bani frumoși intraday doar pe această creștere. Vom vedea zilele următoare, posibil să avem, ia să mergem, da, nu vreau să stric, mergem pe graficul de o oră. Am putea avea acest scenariu, dar totul este doar la nivel de scenariu. Fie avem 1, A, B, C și vom pune 2-ul aici, vom urca foarte mult. Fie avem 1 aici, 2 aici și din nou vom intra cu alte
subdiviziuni ale acestui val 3, încă piața stă pe loc și asta mă face să nu fac nimic. Bun. Deci recomand așteptare, răbdare, să vedem ce va hotărâ piața în zilele următoare. Bun. Am zis că mergem și facem această companie, o analizăm că nu am mai făcut-o de mult, de 2 luni. Hai să mergem aici. Am ales oldici sau stocuri. AFMR. AFRIM Holding. Acum 2 luni am avut acest scenariu în care am dat short în această zonă, dar el de fapt mi-a făcut un mi-a făcut, ia să ștergem această linie. Și această săgeată el vom pune aici, 5-ul vom pune aici, C-ul și C-ul mare. Mi-a făcut un acest ABC și după cum arată acest grafic, ia să dăm zoom mare, mă aștept la probabil o coborâre în această zonă sub această formă. Dacă așa va fi, vom vedea. Evident că această analiză, dacă prețul va crește de această linie, sau cum să o pun, hai să o vedem. De-abia de aici mă pot uita la un long de mare durată, deci avem și aici două variante. Fie prețul să coboare în zilele următoare, punem săgeată roșie, și de aici să crească foarte mult, iar dacă prețul va urca o foarte bună zonă de intrare în piață, ar fi aceasta. Atât timp cât suntem între aceste două intervale, el poate să facă ce vrea. Uitați că el stă în acest interval între 6 aprilie, deci avem aproape o lună și 25 minus 6, vreo 2 săptămâni, deci am vreo 6-7 săptămâni care prețul joacă în acest interval. Deci avem aceste două variante, fie să coboare și să urce de la jur de 5 dolari, fie prețul să treacă de acest 44 și să urce la stele. Nu chiar la stele, dar oricum va urca foarte, foarte mult și prevăd un trend ascendent pe graficul american undeva până la sfârșit, mijlocul, sfârșitul toamnei. Dar evident, pas cu pas vom analiza fiecare companie și vedem când și cum, unde se va opri. Mergem pe Didi, îl facem și pe acesta, și SKL-ul și FBI, Facebook-ul, da? FB. Hai să mergem la Didi. Global. Aici se pare că mi-a fost anulată analiza, că nu văd nicio... Da, nu-i nimic, o refacem imediat. Nu știu cu ce se ocupă, dar fundamental cred că stă foarte prost din moment ce de anul trecut de la 7, 18 dolari a căzut până la 1 dolar. Iată că dacă mă uit la un grafic nici nu trebuie să mă uit cu ce se ocupă această companie, ce indicatori au, ce capital au, ce datorii au, pentru că graficul mi-arată clar că stă prost fundamental și investitorii fug de această companie.
dar observați că suntem aproape de 0, suntem la 1 dolar, mai jos de 0 nu are cum să cadă. Și dacă analizăm strict tehnic, avem acest, hai să vă arăt întâi, se vede foarte frumos acest triunghi. Avem, hai să punem aici 0, A, B, C, vom pune Millennium, punem culoarea roșie, așa cum v-am obișnuit cu gradul cel mai mare. Vom pune B-ul aici. Hai să trasăm acest triunghi. Da, și avem 0, A, B, C. Deci avem A, B, C, D, E. M-am încurcat puțin. Deci punem aici un 0, A, B, C, D, E. Hai să debifăm această linie verde și eventual punem albastru, culoarea albastră. Parcă arată mai bine. Nu sunt stilist sau parcă Barcelona mai avea culoarea roșie și albastră pe tricouri. Și putem avea această etichetare. Stai să mă gândesc. 0, 1, 2, 3, 4 și vom pune 5-ul aici. Evident că vom urca la sub Millennium și vom pune culoarea altă culoare, un verde. Și cam aceasta, să rețineți că suntem pe graficul weekly, cam aceasta ar fi etichetarea mea pe această companie. Cei care au posibilitatea și eu vă sfătuiesc să căutați acele platforme care să vă ofere opțiunea de CFD, de a shorta companiile americane. Vă sfătuiesc să faceți acest lucru pentru că, probabil, din punctul meu de vedere, ca om, observ că cel puțin acest an avem mari probleme la nivel mondial, fie cu acest război Rusia-Ucraina, care ați văzut că ne-a adus tot felul de dezavantaje, prețuri extrem de mari, inflație mare, posibilă criză, sau mai mult ca sigur spun cei de la televizor, mă rog, nu urmăresc foarte mult, că te deprimă, dar criza alimentară, criza energetică, criza de gaze, creșterea numărului de COVID în China, creșterea numărului de variolă a maimuței și deja Belgia și câteva state au început să impună carantină de 21 de zile, posibilă recesiune, criză economică și atunci lucrurile nu vor mai fi așa cum am fost învățați noi prin anii 2000, 2000, hai spunem 20, în afară de acea criză din 2007. Totul a fost cumva foarte frumos. Nu, eu, din punctul meu de vedere, nu mai cred într-un viitor frumos la nivel mondial. Așa că, dacă vreți să câștigați bani, luați în vedere și această opțiune de a tranzacționa short, astfel încât voi să câștigați bani și pe scăderi. Vă recomand orice platformă de MT4. Eu, de exemplu, din 2007 sunt pe Admirals, nu fac reclamă la ea, dar eu vă spun că eu sunt de acolo. Ei au două platforme MT4 unde au vreo 30-40 de companii și au și MT5 unde au în jur de 1000, 2000, 3000 de acțiuni, fie pe America, fie pe Germania, Franța, Olanda, Portugalia, habar n-am, foarte, foarte multe țări. Și atunci, dacă vor fi probleme economice, alte războaie, ați văzut că americanii vor să apere cu orice preț Taiwanul, care China îl revendică și
Doamne ferește, să nu se ajungă la un război foarte urât America-China. Asta ar însemna clar al treilea război mondial, pentru că America și face parte din NATO. Și atunci cumva Rusia, China, India și nu mai știu cine sunt aliați, vreo 4-5 țări care cuprind vreo 2-3 miliarde de oameni, se va lupta, Doamne ferește, cu cealaltă parte a continentului, cu Europa și blocul NATO, și nu vreți să știm cum ce va fi. Deci, sfatul meu este să vă folosiți de o platformă MT4, unde acolo puteți câștiga bani, fie pe short, fie pe long. Așa, de exemplu, în acest caz, nu puteați să câștigați niciodată niciun leu, de exemplu, pe această companie sau vreun dolar, pentru că ea de la listare a tot coborât de la 18 dolari până la 1 dolar și 50. Bun, ia să vedem dacă putem să mergem pe graficul de H4. Graficul de H4 ne arată, ia să vedem, scuzați, ne arată că cumva suntem la final de val. Aici avem un ABC, nu l-am mai pus. Da, haideți să vi-l arăt că arată bine. Și treiul o pune aici. Suntem la final, am avea, oricând m-aș aștepta pe această companie ca prețul să crească, pentru că acest val 4, după cât îmi dau seama, aici ar fi un 3, un 4, iar în sub val 4 am avea, ia să mergem pe o oră, să văd dacă, da, ia uitați ce frumos, dacă mergem pe graficul de o oră, am avea acest triunghi care teoretic ar trebui să spargă în jos, dar nu foarte mult, deja undeva pe la 1,20 $, și ca și etichetare Elliot am avea ceva de acest gen. Haideți să dăm și un target, să spunem, să vedem unde este 1,38 din acest val 4. Opa, nu l-a luat. 1,38 ar fi undeva aici, observați că sunt foarte aproape, 1,38-1,5, așa că eu mă aștept la 1,20 $. Hai să-i dau și aici o chestie. Folosim acest, să spunem, undeva în această zonă, mă aștept ca prețul pe această companie să pice, să cadă, și apoi să, hai să facem așa. Acesta se va duce foarte, foarte mult. Roșu, culoarea roșie. Da, cam așa aș vedea eu pe termen scurt această companie și finalizarea acestui trend de la 18 dolari până la 1,20 $, și de aici mă aștept ca prețul să crească foarte, foarte mult. Bun, mergem mai departe. Secaleze, nici nu mai deschid graficul, că vedem ce a fost acum 2 luni. Sper că mi-a memorat. Mergem pe graficul weekly. Ops, mi-a dispărut. Of, 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 ce nu-mi place, ce nu-mi place. Că de-aia am luat această platformă și am plătit-o să memoreze. Analizele. Bun, haideți că este destul de simplu. Dar nu vreau să mai pierd timp din nou cu etichetarea. Aveam 0,
Avem A, B, C, vom pune B-ul aici. Opa, suntem aproape de 0, stați o secundă. Atunci schimbăm foița, punem un 0 undeva pe o linie undeva pe aici. Setting, text, aici punem 0. Deci, uitați ce frumos arată și această companie, în ghilimele. Gândiți-vă câți bani puteați să câștigați dacă intrați short de la 40 și cât o fi el, 45 până la 1,60 cât este în prezent. Dacă vreți o etichetare ca la carte pe acest grafic, hai să mergem pe graficul daily. Poate se vede mai. Opa, ia uite că l-aveam. Ce mă bucur, ce mă bucur că l-aveam. Stat o secundă că m-a. Da, 1, 2, 3, 4. Ia uite, ce mă bucur. Bun, pe atunci mutăm 4 exact aici. 1, 2, hai să dăm zoom mai mare. Dăm zoom mai mare și vedem că unul este de fapt aici. Mi-a stricat mie o chestie. Patru. Evident, vom coborâ spre 5. Ce frumos! Deja a început să coboare. Vom pune 5-ul aici și 5-ul aici. Trebuie ca prețul, mă aștept ca prețul să coboare sub acest minim de la 1,37, undeva chiar la 1 dolar, preț rotund, round number. Haideți să trasăm cumva o chestie aici. Și mă aștept ca din această zonă de la 1 dolar prețul să urce foarte mult. Ia să dăm zoom, zoom, zoom. Să urce la stele. Acum să vedem cât de înalte sunt stelele, dar observați că avem un ABC și, în mod normal, trebuie să urcăm în 5 valuri, să ducă din nou în sus spre mai mult de 44 de dolari în următorii ani. Dar aceasta este pur analiză tehnică, vom vedea la nivel global ce se va întâmpla. Evident că și această companie, din punct de vedere fundamental, stă extrem de prost. Nu știu. N-am timp, și n-am timp efectiv să citesc, eu sunt taxat foarte mult pe analiză tehnică și fundamentalul, din punctul meu de vedere, se reflectă în grafic, astfel încât nu trebuie să mă uit la dacă compania are datorii, dacă compania nu are furnizori, nu și-a vândut marfa sau eu știu ce, cu ce se ocupă ei. Îmi arată foarte clar că au probleme, trendul este complet descendent. Eu nu mă pot uita decât ce va face prețul în această zonă și de abia atunci mă pot uita și la analiza fundamentală să vedem de ce, ce știri va apărea din moment ce prețul va crește, dar din punctul meu de vedere este o zonă foarte bună de luat în seamă acest 1 dolar pentru a intra ușor, ușor la cumpărare. Deci arată foarte bine această. Ia să punem culoarea albastră, totuși, că deja avem destule culori deschise. Da? Aici, dacă vreți, avem din nou 1, 2, 3, 4, vom coborâ spre 5 și se pare că așa și este, pentru că uitați că prețul a coborât. Dacă un preț bun de intrare ar fi aici, dar mi-e teamă că acest 4 să nu facă un A, B, C să urce și apoi să coboare, așa că cel mai bine ar fi o zonă undeva aici de cumpărat foarte, foarte sigură și vom avea un randament fantastic de mare de la să putem cumpăra cu 3 dolari și să-l vindem pe la 20, 30, 40 de dolari. Ar fi excelent și așa va și fi, cam de aici ar fi semnalul de intrare și dacă mergem pe weekly, suntem cumva la fundul sacului,
pe acest tren și a trebuit ca prețul să urce. Evident, el va urca în scări, în trepte, dar suficient de mult pentru a marca un profit foarte, foarte mare. Bun, și parcă mai aveam Facebook-ul, nu? Sau Metavers, cum l-au mai... Tot Facebook-ul rămâne până la urmă. Hai să vedem ce a făcut Facebook-ul. FB Meta Platforms. Dăm un click pe el. Lăsăm graficul pe weekly. Deja avem etichetarea gata, făcută. Super. Cred că în video am arătat că prețul de această zonă din valul 3 va urca spre valul 4. Mă gândeam la un pattern ABC, dar se pare că și mai mult ca sigur Facebook a ales alt pattern de care m-am gândit eu. Evident că piața are întotdeauna dreptate și în continuare, datorită acestei forme de mișcare laterale, mă duce cu gândul la un triunghi, un pattern corectiv. Îl găsiți și în patternurile clasice, în cartea lui Bukowski, dacă sunteți interesați. Voi anula probabil această zonă și vom pune cumva 4 aici. Vom avea A, B, C, D, E. Haideți să vă și arăt. Avem 0, A, B, C, D, E. Vom pune și noi E-ul aici. Mă aștept ca prețul să urce în următoarele zile și vom vedea ce va face prețul. Dacă prețul va ricoșa din această linie superioară, evident că mă aștept la un short de zile mărișoare, adică undeva pe la 147. Haideți să punem culoarea roșie. Și apropo de Facebook, nu urmăresc, dar am urmărit pe YouTube undeva prin februarie pe un anumit canal de YouTube, de fapt două canale cu oameni diferiți, mari specialiști, în ghilimele specialiști în piața americană. Evident, toți erau fundamentali și niciunul nu făcea nimic, nicio analiză tehnică. Să că unul vine aici, unul A, B, C, da. Și, un canal care tot face reclamă agresivă pe Facebook, are grup privat, a cumpărat Facebook-ul undeva prin sfârșitul ianuarie, începutul lui februarie, undeva, cred că pe la vreo 100-300 și ceva, și se bucurau de această cădere. Din nefericire pentru ei și pentru toți investitorii care, cei ca voi care s-au abonat și îl plătiți pe acel om să vă dea ponturi, cred că aveți gaură foarte mare pe Facebook. La fel au cumpărat NIO pe la vreo 50 și ceva de dolari și apoi m-a cumpărat încă la 30. Revenim la Facebook imediat, mi-am adus aminte. Da, au cumpărat undeva pe aici NIO și prețul a căzut și după analiza mea o să mai cadă undeva până pe la vreo 9 dolari. Deci mare atenție cui îi dați banii, pe cine ascultați. De regulă cei care fac reclame agresive nu sunt, nu rezonez absolut deloc cu ei. Alt consultant financiar și el a cumpărat pe la vreo 30-40 și ceva de dolari NIO și același consultant financiar pe alt canal avea pierdere în februarie de 100 și ceva de mii de euro pe criptomonezi. Așa că aveți grijă, dacă urmăriți videourile din trecut, veți vedea că se lăudau, că au cumpărat, că știu ei mai bine de ce
a cumpărat acolo. Iată că de la 30-40, acum pe NIO este 14 și nu vreau să mă gândesc ce găuri au acești mari specialiști de pe YouTube. Așa că mare, mare grijă ce faceți cu banii voștri. Și evident pe cine urmăriți, prefer, eu v-aș sfătui să investiți în voi, în cunoaștere, dacă vreți să faceți o business. Eu, de exemplu, mă consider un business trader și investesc mulți bani în educația mea pentru a fi cât mai bun în a prezice ceea ce face prețul și învăț cât mai mult de analiză tehnică, pentru că, din punctul meu de vedere, analiza fundamentală este fix zero. În analiza unui grafic, o analiză fundamentală nu îți arată ce face prețul, unde este, încotro, va coborâ, cât va coborâ. De poți să treci tu până mâine la 7.000 de indicatori și să vezi ce capital are și ce datorii și ce active și 7.000 de indicatori, căci dacă te uiți la piață, vezi clar că NIO este în coborâre și tu dacă investești undeva pe aici, spui, frate, gata, știu că pe bursă se cumpără pe scădere și cumperi undeva la 25 și prețul mai cade încă 20, 40, 60% și te miri de ce cade și poți să parchezi, te enervezi că vezi că pierzi contul și vrei să mai salvezi ceva din el și atunci te enervezi și poți chiar să și renunți, dar asta înseamnă efectiv o ignoranță din partea celui care gândește așa, pentru că dacă intri pe ureche, pe o companie, șansele de a câștiga sunt destul de mici, ca la casino, la ruletă sau la nu știu ce vreți voi. Aici este efectiv o pură artă care trebuie învățată această analiză tehnică și îți arată exact unde te afli cu prețul, ce va face prețul din acel moment și mai cel mai important, unde să intri și mai ales unde să ieși pentru a maximiza profitul, pentru că piața nu crește brusc, ea merge în etape și face tot felul de corecții și trebuie să știi când să ieși să rămâi cu cât mai mulți bani în buzunar. Deci atenție la, hai să nu spun țepar, că ei cumva sunt bine intenționați, dar sunt ignoranți în anumite capitole despre acțiuni. S-au axat doar pe o chestie care nu dă rezultat și eu, pentru că sunteți abonații mei și cei care mă urmăriți, datoria mea este să vă fac atenți, să nu pierdeți bani, ci evident să câștigați. Revenim la Facebook-ul nostru. Așa, tot pe graficul daily suntem. Vom șterge această. Ar fi altă variantă. Deci, în afară de varianta ca prețul să coboare undeva în această zonă, nu știu de ce am pus 134 pe aici, avem aici un suport foarte puternic, deci ca și target ar putea ca Facebook-ul să coboare după ce atinge valul E, să coboare spre acest 134 sau ar mai fi o variantă, dar să sperăm să nu fie așa, că va duce pe mulți în eroare și ați pierde bani. Ar fi 0 A, B, C. Hai să punem o altă culoare ca să fie distinctă. Acesta este în al doilea scenariu. Undeva prețul din această zonă să urce. Da? Și apoi să coboare, dându-vă impresia că trendul final s-a finalizat. Of, vocea mea. Fac multe videouri și forțez puțin vocea. Și din nou să coboare și evident mă aștept ca undeva din această zonă prețul să urce destul de mult. Dar până să urce, eu aștept să vedem ce va face prețul, dacă va sparge sau va întoarce din această linie inferioară a canalului de trend. Da, avem aceste două variante. Haideți să le leg să nu confundați.
Deci varianta cu A este o variantă, triunghiul cu albastru este o altă variantă. Hai să punem așa, da? Deci avem această variantă cu triunghi în care prețul va coborâ și în această zonă va urca, sau dacă prețul va urca mai mult și va coborâ, tot în această zonă mă aștept să urce. Nu știu ce caută patru ăsta aici. Vom pune 5-ul aici. Da, asta e când dereglezi. Nu mai știu ce. Ah! Da, prețul. Da, analiza aceasta se va invalida dacă prețul va coborâ sub această linie de trend, această linie roșie. Dar, opa, mai avem încă una. Dar să sperăm că rămânem pe această variantă de long după ce prețul, să spunem că va cădea până în aceste 134, poate mai puțin, vom vedea. Dacă prețul va coborâ, voi reface analiza. Dragii mei, dacă v-a plăcut acest video și încă mă urmăriți sau încă nu v-ați abonat pe canalul meu de YouTube, vă invit să vă abonați apăsând acest buton roșu, abonează-te și pe acest clopoțel. Dacă nu aveți un canal de YouTube, ia să vedem, aveți aici sub acest link, sub acest video, în comentarii, aveți acest link unde sunteți învățați cum să faceți un canal de YouTube. Vă ia vreo 2-3 minute și după ce ați făcut canalul, vă invit să apăsați aceste două butoane, cumva unul după altul, ele vor fi una lângă alta, deci amândouă, pentru ca YouTube-ul să vă anunțe ori de câte ori eu postez o nouă analiză. Astfel încât voi să aveți o altă sursă de inspirație în trading-ul vostru. Și dacă probabil trebuie să mai fac Microsoft și îl voi integra în videoul de următor, odată cu răspunsuri la întrebările voastre. Și văd că mai aveți pe la ultimul video, mi-ați cerut să fac Virgin Galactic, GLD, Microsoft, da, să Vanguard probabil, Exo, mă rog. Toate acestea le voi face în video următor. Suntem cumva la zi. Actualizăm, urmăriți-mă analizele, vedeți ce va face prețul. Intrați dacă considerați că prețul mi-a urmat analiza și aveți o altă sursă de inspirație pe lângă tot ceea ce faceți. Eu am vrut să fiu la zero și din când în când orice analiză pe una de aceste companii, imediat ne putem uita pe ele, pentru că deja sunt memorate pe platforma analiza mea și nu trebuie să fac nimic decât să actualizez analiza mutând anumite cifre, litere, într-un mod bine gândit. Cam aceasta ar fi pe ziua de astăzi. Vă doresc o zi superbă, spor la bani, inspirație maximă, atenție la indicele americane, să vedem ce va face dacă va ieși de acel canal sau va coborâ. Încă nu vă sfătuiesc să intrați în piață, căci nu avem semnal încă de long, un semnal clar. Bun, până data viitoare, până la următorul video, evident, vă doresc toate cele bune și să ne auzim cu bine.